Combinatul Olchid Râmnicu Vâlcea este scos la vânzare pe bucăți, respectiv prin 9 pachete active. Termenul limită până la care eventualii cumpărători pot depune scrisori de interes este 30 septembrie 2016. Potrivit reprezentanților companiei, după această dată va începe procesul de selecție care va dura până la sfârșitul anului. Încă din 2013, combinatul Olchim Râmnicul Vâlcea a intrat în insolvență. În prezent, compania este scoasă la vânzare sub forma unor pachete. Într-un comunicat de presă se precizează că selecția cumpărătorilor se va face pe baza valorii economice a ofertei, procesul de selecție fiind estimat a se finaliza la sfârșitul anului. În problemele cu care se confruntă compania s-a implicat și vicepremierul Costin Borg, în speranța găsirii unui investitor. Mi-am stabilit printre priorități încă de la începutul mandatului meu, Olchim. Astăzi, compania și-a anunțat intenția de vânzare prin pachete de active și sper ca, până la finalul anului, Olchim să aibă o ofertă angajantă, a susținut Borg. Vicepremierul a asigurat că menținerea activității industriale și păstrarea locurilor de muncă sunt prioritare pentru autorități. Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri sprijină transparența procesului de vânzare, poartă în continuare un dialog deschis cu Comisia Europeană pentru clarificarea problemelor vechi ale SC Olchim S.A., ceea ce va oferi siguranță juridică potențialului investitor, a mai spus Borg. Olchim este singurul producător din România de clor și polieter polioli. Societatea exportă aproximativ 70% din producție. Statul, care deține peste 50% din acțiunile companiei, a mai încercat privatizarea Olchim, dar fără succes. La ultimul termen, din decembrie 2014, niciun investitor nu și-a exprimat interesul să preia compania. Combinatul chimic Olchim Râmnicu Vâlcea a realizat în acest an un profit în creștere față de anul precedent, cu 4%.